Și ăsta, uite ce fain e. Ăla e un efemeropter. Ce da. Un efemeropter? Încă mai există? Aripi temporal. La ora asta? Ah, da. Mulțumesc. Deci, uite și o buburuză, mă. Ce buburuză asta? Ce știi despre efemeropterele alea care trăiesc o oră după ce au ieșit din popor? Nu că trăiesc o oră, dar ca și anotimp. Sunt specii care... Iulia. Familia buburuzide. În habitatul în care ne aflăm, ne așteptăm la specii de pajiște, deoarece în împrejurime avem o pajiște frumoasă, cu bogată în flori și defoliatori și totodată specii de zone umede. Aici avem, de exemplu, un efemeropter, punem aici să se poată vedea mai bine, deoarece avem un lac și un râu aproape, avem sălci, plop. Îmi plăceau foarte mult insectele, încă de mic, deoarece era un grup de viețuitoare pe care îl puteam colecta, era ceva palpabil, spre deosebire de o pasăre, un mamifer pe care puteai să o vezi, dar fără un aparat foto nu prea aveai cum să imortalizezi nimic. Și dintre toate insectele am ales fluturii, deoarece aici am avut șansa să cunosc persoane potrivite care să-mi ghideze pașii. Să-mi ofere sfaturi, să găsesc bibliografia necesară. Plus că fluturii oricum sunt dintre insecte cele mai frumoase, cele mai atractive pentru public. A fost cel mai ușor să lucrez cu fluturi. Și de câți ani te ocupi de subiectul acesta cu fluturii? La modul serios, cam de 7 ani. La modul serios, adică din momentul în care am învățat eu să determin. Colectez și adun material cam din 2005, 12 ani. Dar până am reușit să învăț eu să determin, să prepar și să fiu pe cont propriu, a durat ceva. Nu e atât de ușor în momentul în care trebuie să înveți să distingi grupele prima dată, familiile. Să ajung să poți să determin, mai ales fluturi de noapte, la care unele specii se determină doar pe baza armăturii genitale, adică pe baza diferențelor dintre organele genitale, durează până poți să zici, da, acum pot să mă descurc pe cont propriu și mă duc într-o zonă, cum e zona de aici, la sfârșitul colectării voi face o listă cu speciile de aici și sunt sigur că nu am greșit sau dacă există un semn de întrebare, există la una, două specii unde mă mai consult cu colegi de breapă. Dintre fluturi, cei mai numeroși sunt fluturii de noapte. Contrar faptului că cei mai studiați și mai cunoscuți de către public sunt fluturii de zi. În România avem în jur de 4200 de fluturi, din care cam 4000 sunt fluturi de noapte. Fluturii de noapte se împart în fluturi mari și fluturi mici, macrolepidoptere și microlepidoptere. În total, dintre cei de noapte, cam 1000 sunt macrolepidoptere, iar cam 3000 sunt microlepidoptere. Sunt greu de studiat, deoarece trebuie să atrași cu diverse capcane, surse de lumină. Pentru colectarea nocturnă e nevoie de surse de lumină, de multe ori surse puternice de lumină. În cazul de față avem becuri cu vapor de mercur, tuburi ultraviolete, două tipuri de lumină ultravioletă și după cum se poate vedea, pe lângă fluturi sunt atrase cam toate insectele cu activitate nocturnă și bineînțeles și câteva insecte diurne aflate în imediată apropierea capcanei.